Bună seara, bun găsit, sunt Claudiu Pândaru și în următoarea oră vom fi împreună. Iată care sunt principalele informații ale zilei de astăzi. Spania își numără morții după inundațiile devastatoare care au lovit regiunea Valencia. Până în acest moment, bilanțul provizoriu arată 160 de morți și 10 de persoane încă dispărute, printre care și români. Vă prezint acum mărturia șocantă a unui român care a scăpat cu viață după ce mașina în care se afla alături de familie a fost luată de viitură. În timp ce ne încercam să ne urcăm pe remorcă, mașinile care veneau puțin cu viteză ne-au lovit. Ne-a lovit o mașină, pe mine mai puțin, pe soția a lovit-o în spate și a prins-o între mașină și care a venit și remorcă. A fost un coșmar din care vroiam să ne trezim, dar de fapt era realitatea. Pare un film de groază, e ceva de neînchipuit. Și vom reveni asupra acestui subiect. Până atunci ne întoarcem în țară. Elena Lasconi vine cu noi atacuri la adresa contracandidaților săi. Candidatul USR la prezidențiale va fi în direct la Digi24 în câteva momente. Cu noi detalii despre acuzațiile pe care le-a dus la adresa lui Mircea Gioană. Spunea că ar fi ajutat în campanie de așa numitul creier al manipulării, șeful unor ferme de troli, israelianul Tal Hanan. Maneliști români cu milioane de urmăritori în mediul online au deschis buzunarul și la banii veniți din Rusia. Candidatul pro-rus la prezidențialele din Republica Moldova, Alexander Stoianoglo, a ajuns să fie susținut de influenceri români prin clipuri de promovare împotriva Maiei Sandu, totul pe bani grei. Avem și mărturia unuia dintre maneliștii care confirmă sumele uriașe. Și vă dăm acum detalii. Candidatul pro-rus la prezidențialele din Republica Moldova, vă spuneam și mai devreme, a ajuns să fie susținut de maneliști români cu milioane de urmăritori în online. Cum? Concret, transmit mesaje pe TikTok pentru susținerea candidatului într-o campanie care pare orchestrată de Moscova împotriva Maiei Sandu. Deși personajele diferă, mesajele celor transformați în comunicatorii lui Putin sunt trase la Indigo. Haideți să le vedeți. Ne vedem curând, dar nu ai spus când. Și de atunci într-una după tine plâng. Poate sunt nebun, poate sunt naiv. Dar de ce ai plecat, spune-mi un motiv. Nu prea mă bag în politică. De obicei nu mă bag în politică. Mi-a apărut un clip acum cu domnul Alexander Stoianoglo. Dar mi-a apărut un videoclip de al domnului Alexander Stoianoglo. Două personaje diferite, milioane de urmăritori, același mesaj, de susținerea pro-rusului Alexander Stoianoglo în fruntea Republicii Moldova. Influencerii Culiță Sterp și Bogdan Mocanu îl descriu pe socialist în termeni elogioși, după ce ar fi rămas impresionați de prestația acestuia. Un om care încearcă să construiască o echipă puternică, încrezătoare și competentă pentru toți oamenii din Republica Moldova. E plăcut să vezi un candidat care chiar vorbește despre dezvoltare, despre relații bune. Nu a devenit cunoscut după ce a participat la un show matrimonial și are 1,5 milioane de urmăritori. Niciunul nu spune că ar fi vorba despre o acțiune de promovare contra cost, cum se practică de altfel pe TikTok. Criteriul de bază formării echipei mele va fi nu criteriile politice care există în timpul actual. Avem interesele cu Rusia, vom susține relațiile cu Rusia. Postările lor elogioase nu au trecut neobservate de moldovenii care știu cum stă de fapt situația la Chișinău. O tânără le-a explicat influencerilor ce suspiciuni planează asupra lui Stoianoglo în scandalul declanșat de furtul miliardului. Ia uitați-vă cum Moscova este foarte bine legată cu toate aceste personaje și cum foarte bine toate aceste linii ajung la candidatul la președinție. Aceste informații am vrut să le zic în special pentru Bogdan Mocanu și să-i fie rușine. Sper că nu au luat bani în pungă, dar prin transfer bancar. Colegii mei au luat legătura în urmă cu puțin timp cu reprezentanții influencerilor pe care tocmai ați văzut. Ne-au spus că nu doresc să aibă nicio reacție după materialele video în care îl susțin pe candidatul pro-rus la alegerile din Republica Moldova. În schimb, un alt manelist de top, cu milioane de urmăritori,
Jador este numele de scenă al acestuia, recunoaște că ar fi primit un telefon chiar azi cu o ofertă incredibilă de bani pentru a susține un candidat din Republica Moldova. Haideți să vedem ce a făcut. A fost sunat azi. Bă, o sumă de bani mare, să moară Ciprian. Să promovezi un președinte, mâncava jura voastră. Adică eu să promovez președinte. Mă doare la bas că mă cine conduce. Mă refer aici la Republica Moldova. Mă doare la bas că voi veniți să vă distrez. Eu nu pot să influențez așa ceva, ca să înțelegeți. Nu pot să influențez așa ceva eu. Și vă promiteam în această seară că aici la Digi24 vom avea alături de noi pe Elena Lasconi, candidatul USR la președinția României, într-o dezbatere electorală în care încercăm să lămurim acuzațiile pe care le-a adus zilele trecute contra candidatului său, Mircea Joană. Alături de noi, de asemenea, în cadrul acestei dezbateri, este și Sabin Orcan, director Newsweek România. Bun găsit, doamna Lasconi, bun găsit, domnule Orcan. Încep cu dumneavoastră. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Îmi pare rău că nu am putut să intru și ieri, pentru că eram în ședință de Consiliu Local. Mulțumesc că ați acceptat invitația astăzi. Haideți să încercăm să clarificăm puțin lucrurile. Ați făcut publice acele fotografii care, susțineți dumneavoastră, ar demonstra că... Că există o campanie negativă și în spatele ei există echipa de campanie a domnului Joană și mi s-a părut foarte grav, mai ales în contextul geopolitic extrem de delicat cu război în Ucraina. Ați văzut și dumneavoastră cum au fost alegerile în Georgia, inclusiv cu bătaie și cu influența rusă, bineînțeles. Vedeți ce se întâmplă și în Republica Moldova, ce s-a întâmplat și când s-a votat referendumul. Nu e de glumit cu asta și cred că ar trebui să nu ne gândim că suntem noi cumva într-un glob din ăsta de cristal și nu suntem influențați sau nu încearcă rușii să își bage coada în alegerile din România. Bun. Acuzațiile dumneavoastră, doamna Lasconi, sunt foarte grave. Fotografiile, comentariul și judecata vă aparțin. Fotografiile arată un personaj, ne spuneți că ar fi Tal Hanan, și de partea cealaltă, într-o altă imagine, Mircea Joană însoțit de unul dintre oamenii din campania sa, cred că e și parlamentar sau a fost parlamentar PSD, doamna Ana Cătăuță. Doamna Lasconi, unde e legătura directă? De unde aveți dumneavoastră certitudinea că există o legătură directă între Mircea Joană și acest personaj? Vă spun și de ce vă întreb. Mircea Joană, aseară, a negat categoric că ar avea o legătură, că l-ar cunoaște, sau că cineva din campania domniei sale sau dânsul ar avea un contract cu acest personaj. Domnul Pândaru, haideți să ne gândim la următorul lucru, faptele, să ne uităm la fapte. Domnul Joană are cea mai netransparentă, are cea mai netransparentă campanie dintre toți candidații. Nu eu trebuie să cercetez, ci instituțiile statului, și mă bucur că deja am văzut că se încearcă niște pași. Nu știu dacă se va cerceta pe bune, pentru că am văzut la un moment dat că domnul Ciucă spune că a spus că va face o comisie specială la Senat care să se ocupe de asta. Atunci când vrei să îngropi ceva, faci o comisie. Asta știm de 35 de ani. Că asta se întâmplă. Ei trebuie să cerceteze. Dacă nu se întâmpla lucrul acesta, eu deja aveam pregătite hârtii prin care să apelez la instituțiile statului ca să verifice lucrul acesta, pentru că mie mi se pare că este extrem de grav. Dincolo de instituțiile despre care vorbeați, da? Și domnul Ciolacu a cerut instituțiilor să se sesizeze. Da, nu e clar care instituții. Da. Și domnul Ciucă... Păi am văzut Ministerul Digitalizării. De ce nu sesizați dumneavoastră procurorii? Păi le-am pregătite.
Pentru că m-am consultat și cu avocați, pentru că în cazul acesta eu nu pot să fac o plângere penală doar așa, ca să dea bine, eu nu mă ocup cu chestia asta, doar ca să fie o știre, că am depus o plângere penală pentru domnul Joană, pentru că este extrem de greu de dovedit, conform legislației în vigoare, complicitatea și instigarea candidatului, ci mai degrabă răspunde penal cel care are fermele de troli. Adică în cazul acesta ar răspunde penal Tal Hanan. O altă întrebare și rugăminte să clarificăm lucrurile, dacă îmi permiteți, doamna Lasconi. Mm-hmm. De unde sigur aveți dumneavoastră certitudinea că acel personaj este Tal Hanan? Am înțeles că și din discuțiile pe care le-a avut reporterul care lucrează la site-ul dumneavoastră, colegii noștri de la Digi24.ro au vorbit cu el, a spus că a fost în România, a spus că nu poate discuta despre clienți fără să elaboreze, dar nici nu a infirmat că el este personajul din imagine. Și discuția a avut loc după ce ați publicat dumneavoastră pozele. De asta mă întreb. De unde aveați certitudinea că este Tal Hanan? Dumneavoastră ați văzut și ancheta de la The Guardian? Și acolo spune, și este înregistrat, și acolo spune că nu discută despre clienți. Păi dacă ar discuta despre clienți sau ar face niște confirmări de genul acesta, el și-ar pierde pâinea, practic, că din asta trăiește. Înțeleg răspunsul dumneavoastră, dar nu vine la întrebarea mea. Eu vă întrebam pe dumneavoastră de unde aveți certitudinea că în acea poză este Tal Hanan. E evident că este el, iar sursa este de încredere. Și să știți că lucrurile au început de la o copilărie. Și chestiunea asta, dacă mizez pe transparența dumneavoastră, doamna Lasconi, 100%. Sursa, de unde aveți acele imagini? Dacă îmi spuneți și dumneavoastră că am văzut că aveți o știre, care este sursa imaginilor domnului de la Socialite care îi așeza sacul domnului Joana? Eu vă întreb, domnului sunt jurnalist și vă întreb, nu spun. Și eu am fost jumătate din viața mea jurnalist și îmi păstrez sursele, dar pot să răspund în fața instituțiilor, dacă bineînțeles voi fi chemată. Bun, un amănunt. În momentul în care ați postat, în interiorul postării, scrieți așa. Acum câteva zile am primit de la prieteni jurnaliști o informație documentată. Haideți să vă zic care a fost informația documentată, că nu mi-au dat ei acest pont, ca să înțelegeți cum au decurs lucrurile. Cred că e absurd să creadă lumea că după o jumătate de viață în care am fost jurnalist, eu nu mai am nicio legătură. Am tăiat toate legăturile cu jurnaliștii pe care i-am cunoscut. Informația a fost de genul acesta. Știi că te trolează Joană? Și eu am zis, ești nebun? Cum mă trolează Joana? Adică mă puteam aștepta de la oricine, că există ferme de troll de la domnul Ciolacu sau de la domnul Ciucă. Sincer, nu mă așteptam la asta. Și nu te cred. Ok. După câteva zile am primit capturi de ecran cu conturi, aceleași conturi, cu nume și prenume, conturi false, de la postările mele și de la postările domnului Joana. Și am văzut, deci domnul Joana, de exemplu, mergea, a făcut o postare și cred că am și pus câteva dintre capturile astea de ecran într-o postare ieri. Domnul Joana mergea, nu știu, să vorbească despre construcții sau despre nu știu ce și acolo spunea, Elena Lasconi e ceva rău, Elena Lasconi e așa și pe dincolo, nu vreau să iasă din gura mea toate invectivele care se scriau la adresa mea. Apoi am văzut, acum am văzut recent asta, că și la o știre pe care dumneavoastră ați dat-o, adică Digi24, pe Facebook, pe rețeaua Facebook, despre, știrea era așa, Viorica Dăncilă spune cum l-a numit pe Mircea Joană la NATO. Nu avea nicio legătură cu alegeri prezidențiale Elena Lasconi sau USR. Și comentariile de acolo, am văzut că ați și făcut un material cu asta, comentariile de acolo erau despre Elena Lasconi. Foarte ciudat, adică conturi făcute în luna august, conturi făcute în luna septembrie, cu o postare sau cu două postări. Și în momentul ăla, când le-am văzut fermele de troli,
ce să faci cu ele, că nu știi de unde să apuci lucrul ăsta. Și m-am apucat, am vorbit cu echipa mea de campanie, am început să săpăm, dar nu am luat-o foarte tare în serios, că am zis că, mă, n-ai cum să scapi de trolii ăștia odată ce te invadează. Și, pam, pam, apare știrea cu Socialite. Și am zis, măi, aici e ceva rău. Adică deja începe să fie foarte serioasă toată treaba. E, și din momentul ăla m-am apucat, eu, jurnalist de investigație, și cu toată echipa mea să vorbim cu mulți oameni, inclusiv din apropiații domnului Joană și a echipei. Mulțumim și am ajuns la asta. Mulțumim pentru explicații, dar să știți că tot m-ați clarificat. Cine a făcut acele fotografii, doamnă? Sursa, eu mi-o păstrez. Cuvântul meu este contract. Vă rog. Să o lăsăm, Sabin, dacă îmi permis, doar să o lăsăm pe doamna Lasconi să ne răspundă. Doamna Lasconi e obligată să ne spună sursa, chiar dacă nu mai e jurnalist și e politician. Sursa poate fi o persoană care nu vrea să-și asume, să facă public cine este. Nu înțeleg de ce insistăm pe asta. Eu aș discuta în primul rând despre ține destul de mult de credibilitatea imaginii. Avem timp să discutăm desigur și consecințele. Nu, eu cred foarte mult în... E credibilă. Bun. Sursa mea. Adică nu am semne de întrebare, pentru că altfel nu o foloseam. Vă dați seama, eu sunt în campanie prezidențială. Despre ce vorbim? Adică eu nu pot să-mi asum niște lucruri care ar putea să mă afecteze, sub nicio formă. Dar mi se pare grav că se întâmplă lucrurile astea în alegeri și atunci am tot așteptat să zică domnul Joană ceva. Pe de altă parte... În momentul în care eu i-am adresat întrebarea domnului Joană, i-am spus de ce v-ați întâlnit recent cu Tal Hanan. Pentru cei care nu știu, Tal Hanan este în spatele unei divizii de hackeri, fake news, site-uri și așa mai departe. Și domnul Joană a zis că el s-a întâlnit în Israel cu consultanți de-a lui Celec. Adică cum? Toată lumea a început să comenteze și a zis, mă, ăsta minte cum respiră. Nu a spus nimeni că este israelian. Deci toată lumea comenta la postarea mea lucrul acesta, pentru că oamenii au sesizat imediat că ceva nu este în regulă. Iar, da, eu... E adevărat, domnul Joan încearcă mereu să ne spună că există nu știu ce compromat, că cineva vrea să-i facă nu știu ce, că e un fel de teoria conspirației. El vorbește de manipulare. El care are o legătură umbilicală cu fosta securitate, e creația FSN-ului, el care a fost focoțat la Maie din bosul de inginer, știți, după care PSD-ul a trimis ambasador, nu vorbește despre manipulare. E datoria mea să vă atrag atenția, legea mă obligă să vă atrag atenția că trebuie să vă aduceți dovezi în sprijinul acuzațiilor. De asemenea, exact cum și dumneavoastră v-am adresat aseară invitația, n-ați putut din rațiuni obiective să intrați în direct, și domnul Joană sau echipa dânsului, dacă ne urmăresc, domnul Joană poate să intervină oricând. Păi nu este... Stați un pic, dar ce am spus? Nu este adevărat că a ajuns și nu a știut să explice lucrul acesta? Că era inginer și că a ajuns la Ministerul de Externe? Că e creația PSD-ului? Nu e adevărat că a fost cel mai longevit președinte al PSD? Sau că a fost trimis de PSD ambasador? Uite, nu e adevărat că ați avut și dumneavoastră știre că tot PSD-ul a dus numărul 2 la NATO și acum încearcă să ne explice că de fapt nu este aceeași persoană? Despre ce vorbim? Adică noi vedem că se minte pe bandă rulantă și nu mai e... Deci eu nu mai cred. Credeți-mă, am avut un respect pentru acest domn, dar eu nu mai cred. Adică el nu a reușit, a reușit să facă un fake inclusiv la dezbaterea pe care l-a avut-o la celălalt post de televiziune, folosind chiar fiica în treaba asta. Mi se pare absurd. Vă referiți la un discurs al fiicei domnului Joană, care seamănă izbitor cu cel al nepoatei doamnei Trump. Sabin Orcan, voiai să intervii mai devreme, te rog.
Vreau să le explic oamenilor care nu se pricep foarte bine ce să ia troli și boți și ferme de troli, că nu sunt niște simpli troli. Troli pot fi niște persoane reale care se distrează postând conținut nu inflamant, urmărind niște personaje politice și care o pot face fără să fie plătiți în mod neapărat. Problema cu domnul Hanan, cu echipa asta Jorge, este că ei au un pachet software foarte sofisticat, se numește AIMS, Advanced Impact Media Solutions, care controlează mii de profiluri false pe Twitter, Facebook, Telegram și așa mai departe și practic, de fapt, sunt campanii plătite în care conturi false postează același conținut pentru a inunda un politician sau altul cu anumite mesaje. A doua observație pe care vreau să o fac este că nu mi-e foarte clar, nu sunt jurist, dar am întrebat ieri pe cineva și nu știa să-mi indice, un jurist bun nu știa să-mi indice, nu există în acest moment nicio infracțiune, nu există nicio lege care să acopere, din păcate, acest tip de interferență în campanie electorală. Poate că ar trebui în legea electorală să se prevadă ceva. Noi avem legi învechite din anii 90, când nici măcar nu exista internet, dar mi-te rețele de socializare sau inteligența artificială. Iar a treia mea observație este că toate partidele din România și USR, cu tot respectul, folosesc postaci. Ăștia nu sunt troli, nu sunt conturi false, postaci de partid, membri de partid, care inundă politicieni sau jurnaliști cu anumite mesaje. Vă garantez, nu îi coordonează neapărat doamna Lasconi, dar astfel de mesaje există. Din păcate, am intrat acum pe tărâmul unor creații în care cineva poate să controleze mii de conturi false, mii de roboți, hai să-i numim, mii de roboți, cu care îl poate pune la zid pe un candidat sau pe celălalt și cred că legea românească ar trebui actualizată astfel încât tipul ăsta de, hai să spunem, distorsiune care apare într-o campanie electorală, care trebuie să fie corectă, să fie eliminat prin lege. Alminter, eu nu văd în acest moment niciun fel de infracțiune comisă de Mircea Joană. Că Mircea Joană apelează însă la o firmă cunoscută pe plan internațional pentru tipul ăsta de imixtiune în campaniile electorale, mi se pare de o naivitate îngrozitoare, pentru că Mircea Joană a căzut din nou într-o capcană, l-am mai văzut în postura asta când a candidat la președinție și a pierdut în fața lui Traian Băsescu, același tip de dezvăluire fusese acasă la Vântul seara, presa era cu ochii pe acea întâlnire, Traian Băsescu i-a dat cu ea în cap la dezbaterea prezidențială, cred că a fost elementul decisiv pentru care Mircea Joană a pierdut. Și acum face același lucru, încearcă să nu răspundă direct la întrebare. Doamna Lasconi, de fapt, a ridicat o chestiune legitimă, nu e corect ca un candidat să folosească astfel de conturi false. Nu e vorba, repet, de postaj de partid sau de, eu știu, conturi oficiale ale partidului. E vorba de conturi false pe care cineva le controlează, plătești bani și omul ăla poate inunda contra candidații cu mesaje negative. Ca să fie însă toată dezbaterea completă, vă readuc aminte aseară, întrebându-l pe Mircea Joană în mod direct dacă îl cunoaște, are un contract, dânsul sau cineva din campania dânsului, domnul Joană a negat vehement. Să facem și precizarea asta. Mă întorc la dumneavoastră, doamna Lasconi. Ați vrut la un moment dat să-l contraziceți pe Sabin Orcan. Da. Voiam să mă delimitez puțin de treaba asta că noi am avea postaci în condițiile în care, de când sunt eu președintele USR-ului, toate știrile, peste tot, sunt că mie nu distribuie nici măcar postările mele oameni din partid, că noi nu suntem uniți, că deci se vede cumva din afară că nu există activitate masivă în tot ceea ce dorim să comunicăm noi și acum mă trezesc că sunt în aceeași oală cu ceilalți. Nu mă delimitez categoric de lucrul acesta. Eu nu mă joc aici. Bun. Și în ceea ce privește faptul că domnul Joană sau echipa domnului Joană are activități cu semnul întrebării, este că
Uitați, a ieșit și treaba asta cu Socialite, că există site-ul acela în care sunt denigrați doi contracandidați, unul dintre ei fiind eu. Adică sunt confirmate lucrurile acestea, adică nu putea, de exemplu, am stat eu și m-am gândit, nu venea să cred, când l-am auzit și am văzut că a început să mă jignească, în loc să spună concret lucrul, a început să mă jignească pe mine și să spună că nu știu ce mă consiliază domnul Băsescu, ceea ce nu este adevărat. În loc să spună, da, domnule, m-am întâlnit, mi-a propus, l-am refuzat, că mie îmi place cu votul cinstit, corect, onest, la vedere. Nu, chiar e de neînțeles acest domn. Uitați, e de neînțeles pentru. Vă invit, doamna Lasconi, domnule Orcan, să vedem o postare recentă de-a domnului Joană, care îi cere public premierului Marcel Ciolacu să spună de unde a primit informația conform căreia în România există o firmă de troli care lucrează pentru campania sa. Nu uitați, după ce dumneavoastră, doamna Lasconi, ați publicat acele imagini, domnul Ciolacu a mers mai departe și a spus că știe, a încercat să explice că din surse politice, că există o fermă de troli în România care lucrează pentru domnul Joană. Haideți să vedem ce răspunde Mircea Joană și ne întoarcem să comentăm. Domnia sa a spus că avea informația din așa zise surse politice și că nu este sigur că a vorbit despre Mircea Joană. Nu, domnule prim-ministru Marcel Ciolacu, v-ați referit la mine și la campania mea. Vă adresez oficial solicitarea de a face public sursa politică a informației dumneavoastră, adresa așa zise fermă de troli, dacă ați instructat oral sau oficial înscris instituțiile pe care le-ați menționat și dacă acest lucru a fost făcut pe baza unor instrucțiuni explicite din partea primului ministru sau a lui Marcel Ciolacu, candidatul la președinție. Doamna Lasconi, ce spuneți? E culmea. Deci, pe bune, chiar e culmea omul. Marcel Ciolacu este al doilea cel mai bine informat politician din România, om din România, da? După președintele României, de toate serviciile pe care le are la dispoziție. Și domnul prim-ministru trebuie să-i dea socoteală domnului Mircea Joană, domnul prim-ministru ar trebui să se asigure că instituțiile statului chiar s-au apucat de treabă și chiar lucrează la asta. Nu cred că ar trebui să-i răspundă domnului Joană, cu tot respectul, dacă într-adevăr sunt lucruri care nu se pot spune tocmai pentru că se așteaptă o descindere clară în zona respectivă, la adresa respectivă unde sunt așa zisele servere. Deci ar spune asta, adică ar muta serverele. Domnule Orcan? Da, eu... Ce să zic, nu cred că domnul respectiv fotografiat cu certitudine e același personaj, de altfel nici n-a negat, a zis că e în vacanță, nu poate să-și divulge clienții, nu cred că a venit întâmplător și ca o coincidență taman la Institutul Aspen s-a dus sau la sediul Institutului Aspen, că e o clădire acolo, nu cred în astfel de coincidențe. Nu cred nici în negările domnului Joană. Vreau să revin un pic la chestiunea legislației. Vă citesc din legea pentru alegerea președintelui republicată, articolul 37, în campanie electorală, candidații și după caz partidele, alianțele, etc., pot în mod să-și exprime opiniile în mod liber și fără nicio discriminare prin mitinguri, adunări, marșuri, precum și prin intermediul mass media. Nu scrie nimic de rețele sociale. Iar la un alt alineat se spune că mijloacele folosite în campania electorală nu pot contraveni ordinii de drept. Din păcate vă spun, nu există nicio prevedere legală în România care să împiedice un candidat la alegerile prezidențiale sau orice candidat să apeleze la o firmă din străinătate și în care, în loc să transmită mesajele membrilor de partid, să aducă 1000, 2000, 3000, 5000, 10000 de conturi false să răspândească ce mesaje vrea. Nu există o chestiune în legea electorală care să interzică asta. Nu văd unde ar putea fi încadrat la codul penal, că am văzut că au sărit mulți pe ministrul de interne. Nu există o încadrare legală pentru astfel de faptă. Probabil dacă ar fi vorba de un actor statal
cum ar fi Rusia, că a discutat doamna Lasconi mai devreme, pe bună dreptate, că trăim în acest context în care vedem în Georgia sau în Moldova cum Rusia intervine în alegeri, fie mituind alegătorii, fie prin campanii de dezinformare și de trolare. Poate că atunci e altceva, poate că atunci intervin serviciile de informații. Dar dacă vorbim de un candidat care folosește o firmă privată, chiar și cu o reputație proastă, care inventează, nu vine cu conturi inventate de Facebook și trolează un candidat sau altul, nu e nimic în legislație care să interzică asta. Arcan. Rămânem așa, dar cu siguranță, da, cu siguranță, și aici îi dau dreptate doamnei Lasconi, cu siguranță aici e o problemă de moralitate, pentru că arată incorectitudinea unui candidat care nu se luptă cu după regulile normale dintr-o campanie, nu se confruntă cu candidații în mod direct. Rămânem, domnule Orcan, cu această cu aceste două concluzii. În primul rând, nu ar trebui să fie îngropat subiectul aici, ci lămurit de instituții ale statului, și în cel de-al doilea rând, o clarificare legislativă este absolut necesară. Doamna Lasconi, o ultimă întrebare am pentru dumneavoastră. Mai aveți astfel de fotografii? Mai sunt și alte fotografii pe care nu le-ați publicat încă și urmează? Mai am ceva informații, o să văd dacă mai e cazul. Eu, știți că ai treaba. Ce informații mai aveți, să doamnă? Fac campanie. Nu are importanță acum, că nu sunt puse cap la cap și afli tot felul de lucruri și trebuie verificate. Că așa am fost învățată atâta timp cât am fost jurnalist. Dar focusul meu, concentrarea mea merge acum pe campanie. Să știți că e o campanie grea. E mult de muncă, vedeți și dumneavoastră cu cine mă lupt, de fapt, și îmi doresc să ajung la cât mai mulți oameni. Aia așa, este foarte important. Doamna Lasconi, să ne așteptăm și la alte dezvăluiri din partea dumneavoastră. Eu aș și să nu vă așteptați, că păi asta ne-a spus puțin mai devreme. Nu-mi doresc să fac știri sau să deschid jurnalele TV. Eu îmi doresc să câștig prezidențialele, sunt un om de bună credință, să mă duc să vorbesc cu cât mai mulți oameni, asta îmi doresc să fac eu și după aceea... Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamna Lasconi, și dumneavoastră, domnule Orcan. Și eu și domnul Orcan. Luăm o scurtă pauză, doamnelor, domnilor, ne întoarcem, însă rămâneți alături de noi. Ne-am întors, căutări febrile în Spania la 24 de ore de furtuna care a îngenunchiat sud-estul țării și a curmat peste 150 de vieți. Zeci de oameni sunt încă dispăruți, inclusiv români. Unii se pot afla în zone fără comunicații și nu pot lua legătura cu cei dragi. Dovadă stau și cei 6 români găsiți în viață dintre cei 22 dispăruți. În cazul altora, însă, autoritățile se tem că au murit în urma fenomenelor extreme și nu au fost încă găsiți. Mai mult, un alt ordin stârnește panică în regiunea Valencia. Noi ploi torențiale sunt anunțate pentru orele următoare, iar autoritățile au dat ordin ca toată lumea să rămână în casă. Această femeie a fost salvată de pompieri de pe acoperișul casei. La fel ca ea, 10 de oameni s-au refugiat în cele mai înalte locuri găsite pentru a se salva de puhoaiele care au distrus totul în cale, mașini, copaci și case. În regiunea Valencia sunt numeroase localități unde pompierii nu pot ajunge acum decât pe calea aerului. Sute de mașini purtate de puhoaie blochează autostrăzile pe kilometri întregi. În orașe, peisajul este apocaliptic. Viitura a luat pe sus copaci, a rupt poduri și drumuri. Disperați, oamenii își caută prietenii și rudele printre munții de dărâmături. Unii nu mai știu nimic de ei de două zile, de când a lovit furtuna. Unde s-a trecut? Adolfo!
Sunt și multe localități care nu au apă potabilă de peste 48 de ore. Oamenii depind de ajutorul oferit de autorități, dar coșmarul nu s-a încheiat încă. În Castellón, la nord de Valencia, este cod roșu din nou. Râurile au ieșit din matcă în mai multe localități. Au căzut 200 de litri de ploaie pe metru pătrat. La Dana continua y que por favor se queden en casa, que no salgan, que se queden en casa, que atiendan a todas las llamadas de los servicios de emergencia, que atiendan todos sus requerimientos, todas sus recomendaciones, porque ahora mismo lo más importante es salvaguardar el número de vidas posible. În fața dezastrului, singura alinare a oamenilor este că au scăpat cu viață. Pagubele sunt estimate la peste 1 miliard de euro. Ne întoarcem în România. După o săptămână cu vreme neobișnuit de caldă, un val de aer polar va cuprinde România în primul weekend din noiembrie. Urmează prognoza meteo. Noi ne revedem luni seară de la ora 20. Până atunci, rămâneți alături de Digi24. Andreea Trușcă vine după pauză cu știrile din sport, iar mai apoi de la fix, Cosmin Prelipceanu vă așteaptă la jurnalul de seară. În această noapte.